Îmi cer scuze de întreruperea. Spuneam despre lume. Înseamnă și o lecție, un capitol, nu doar o lecție, un capitol învățat. Poate că trebuie să renunțați la un fel de a vă purta, la niște drame din trecut, la starea aceasta de grijă, ca să vă puteți bucura de această oportunitate. Să lăsați în urmă aceste trei cupe, da? Poate aveți. Ați experimentat un triol la un moment dat și vă gândiți foarte mult la acest sentiment de trădare pe care l-ați avut. Lăsați în urmă gândurile negative și manifestați un nou început. Deci, Saturn înseamnă lecție. Poate să fie cu cineva la distanță. Poate să fie cu cineva la distanță. Dar eu simt că această carte, în acest moment, vă transmite, că este sfat, vă transmite să învățați lecția. Să ieșiți dintr-un cerc vicios, dintr-un cerc pe care l-ați experimentat, un stil de viață, să începeți un nou stil de viață. Cavalerul de bâte ați putea fi dumneavoastră, dar e forță exterioară. Este un personaj foarte pasional, poate să fie alt semn de foc, leu, săgetător. Nu obligatoriu, poate să fie și semn de apă, și semnele de apă sunt foarte pasionale. Orice semn poate fi. Ideea este că e o persoană care va intrat în viață într-un mod neașteptat și vine să vă comunice anumite lucruri, ar dori să manifeste niște o pasiune, o aventură cu dumneavoastră. Însă, lăsați-mă să așez mai bine cărțile, să vedem ce ar putea să însemne. Asul de monede în poziția fricilor. Oare cine a mai avut? Taurul? Parcă Taurul a mai avut. Asul de monede în poziția fricilor. Ce vă doriți? Regele de cupe. Vă doriți frumos și dacă vă doriți, poate și manifestați în timp, însă trebuie să alegeți între diavol și o mare dragoste. Vă e frică că n-ați putea să începeți o relație de lungă durată pe care totuși vă doriți, dar vă e frică că s-ar putea să fiți refuzați, probabil. Vă faceți griji. Vă faceți griji. Poate ați avut o aventură cu cineva, da? Poate unii dintre voi, nu obligatoriu toată lumea, evident, nu mă adresez tuturor, nu mă adresez unui grup. Unii dintre voi ați avut o aventură cu cineva și ați stricat această legătură, da? Și acum regretați. Este foarte posibil și acest lucru. Poate această ofertă, da? Această ofertă divină a venit într-un mod neașteptat, cu viteză în viața voastră și v-a fost destul de greu să o acceptați, pentru că erați prinși în niște legături karmice. În niște legături karmice. Și acum regretați această cupă. Vă doriți. Vă doriți regele de cupe, o persoană în semn de apă, pești, rac sau scorpion, oricum e o persoană foarte emoțională, însă își controlează emoțiile. Poate vă doriți să vă controlați voi emoțiile, simțiți că aveți o dragoste profundă față de cineva pe care nu o puteți exprima. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Ce reușiți să faceți? Cred că încercați o strategie. Șapte de spade poate să reprezinte minciunele pentru mine, însă uneori, cred că în acest context, a reprezenta o strategie de recuperare a acestei persoane, de recuperare a acestei oferte pe care ați pierdut-o și vă faceți griji că ați pierdut-o. Vă dați seama că a fost. Ați făcut ceva ce nu trebuia. Unii dintre voi. Ați încercat, poate unii dintre voi, să faceți niște sacrificii pentru a vi-l aduce pe acest rege de cupe în viața voastră.
Ia uite, 10 de cupe. Știți că dacă faceți niște strategii, dacă faceți niște sacrificii, dacă alegeți corect, aveți luna nouă, dacă alegeți corect, puteți să alegeți această fericire imensă. Poate să fie o relație care vă duce către o căsătorie fericită și vă este teamă că nu o să o aveți. Aici este. Ea este, oferta ei este aici, cum a fost și aici, dar a fost refuzată. Și aduce tristețe acest refuz. Și vă e teamă. Nu știți cum să o faceți oferta. Nu știți dacă o să o puteți materializa, manifesta. Dar ea este aici. Depinde de voi ce alegeți. Și vă faceți griji acum. Vă faceți griji. Cum să recuperați persoana? Ia uite, aveți asul de bâte. Ați vrea un început. Ați vrea un început. Pasional, plin de... Ia uite, ați vrea o victorie. Și totuși vă faceți griji. Și ia ca să vă arăt. La capătul acestui set, iar aveți diavolul. Confuzii emoționale. Regrete. Regrete. Pentru cineva, o persoană independentă, frumoasă. Sau poate voi v-ați dorit prea mult independența. Aș vrea totuși să clarific diavolul. Clarificăm, te rog frumos, diavolul. Clarificăm, te rog frumos, diavolul. A apărut doi de bâte și cavalerul de spade. Încă jonglați, încă jonglați, încă nu puteți să vă decideți între o persoană și o altă persoană, între job și o nouă relație stabilă. Încă nu vă puteți decide. Și vă doriți comunicarea, doriți să vă duceți. Bănuiesc către această persoană, că doar vă doriți, da? Vă doriți să vă exprimați. Aveți doi cavaleri. Cei mai rapizi din tot zodiacul, da? Cavalerul de spade, din tot tarotul și cavalerul de bâte. Este nevoie de acțiune. Dacă nu acționați, pierdeți această oportunitate. Cu cât stați mai mult și vă gândiți, cu atât accentuați acest diavol, cu atât accentuați sentimentul de vină, cu atât se îndepărtează persoana cealaltă de dumneavoastră, cu cât așteptați. Decideți-vă mai repede și luați și inițiați o acțiune, că sunteți inițiatorii. Prea multe strategii. Acționați, duceți-vă, exprimați-vă. Prea multe strategii. Ia uite. 9 de bâte, iar 10 Vă așteaptă o fericire, dar trebuie să lăsați în urmă trecutul și să fiți mai aventuros un pic. Nu în direcții greșite, în direcția aceasta. Aceasta este bună. Aceasta este cea bună. Poate să fie, dacă nu-i persoana... Da, eu cred că este semnul peștilor, că avem spânzuratul, aveți. Dacă nu e, semn de apă sau cu multe planete în semnul peștilor, al racului sau al scorpionului. Aș vrea să iau și un sfat de la înger, dacă tot am avut întrerupere de înregistrare și avem partea a doua, măcar să merite. Nu era în plan, vreau să o fac mai scurtă, dar asta e, așa s-a întâmplat. Lumea ne caută exact când avem treabă. Știți cum vrei. Un sfat pentru Berbec. Soare, Lună, Venus, ascendent în Berbec pentru mai 2019. Mulțumesc! Ce frumos! Iubiți pe cineva. Eu cred că iubiți această persoană. Și nu știți cum să vă exprimați. Aveți sentimentul acesta de vină și vă epuizează. Onestia, la capătul acestui set de cărți, aveți onestia este esențială, fără strategii, fără amânări. Mergeți direct și spuneți ce simțiți. Fiți așa cum ar trebui să fiți.
Inspirație vă de undeva, dacă nu vă găsiți inspirația în voi înșivă. Onestia este esențială. Vorbiți din suflet, exprimați-vă dragostea și adevărul. Spuneți cui trebuie că iubiți, că o iubiți. Aceste cuvinte sunt cele mai puternice. Este un mesaj superb. Deci, după toate aceste cărți atât de sumbre, îngerii vin să vă confirme că încă aveți șansa să schimbați ceva dacă spuneți. Da, ego, am spus. Poate unii sunteți prea orgolioși, poate nu sunteți obișnuiți să spuneți cuiva că iubiți, că o iubiți. Mare lucru, mare lucru. Trei cuvinte care au cel mai puternic impact. Te iubesc. Atât este nevoie să spuneți. 20. Vedeți ce legătură are 20. Dragii mei berbeci, voi care sunteți așa de jucăuși, pasionali, unii dintre voi văd că aveți un blocaj emoțional și totuși depășiți-l acum cât se mai poate. Fiți onești și spuneți atât, te iubesc. Vă doresc numai bine, dragoste, pace și creștere spirituală. Pe curând!